Da? Perfecti. Da, perfecti. Bravo. Am o poză cu dânsa. Am chiar în tablou acolo. Am venit de afară și am găsit-o direct sus, ridicasă sus, pe rănuți. Și așa de bucuroasă am fost, băi, mi-a fost de mirare, că pentru că ea, ei, dânsii de la Iași, de la Bacău, mi-a dat, au spus că maxim ai 3 o săptămână și ea moare. Și are 9 ani de când a rămas așa. Minunea este de fapt Denisa, copila de 13 ani pe care echipa de profesioniști locali susținută de UNICEF a cunoscut-o în 2020. La 10 ani încă era într-un căruț de copil și avea o mobilitate redusă. Acum, după ajutor și terapie, progresele ei sunt vizibile. Denisa se ridică singură în șezut, stă la masă cu familia ei, își folosește mâinile pentru joc și sprijin. Prima dată am văzut-o în momentul când am început monitorizarea la această familie și am venit în familie și am descoperit cazul. Denisa era pur și simplu imobilizată, deci era rigidă, nu se mișca deloc. Primii ani de viață ai Denisei au fost o încercare grea pentru toată familia. La 3 luni a făcut primele crize de epilepsie, iar la 4 ani a primit alte diagnostice grele. Când s-a întors din spital, fetița cu cosițe își pierduse mobilitatea și zâmbetul. Era ca un bibelou. Dacă echipa de profesioniști locali susținută de UNICEF nu ar fi identificat-o la timp, starea de sănătate a Denisei s-ar fi deteriorat. Din 2021, de când UNICEF a înființat în parteneriat cu autoritățile locale Centrul Comunitar Integrat din Corbasca, Denisa a continuat recuperarea și lupta cu un diagnostic crunt, tetrapareză spastică. Starea ei fizică, medicală și emoțională s-a îmbunătățit foarte mult după ședințele constante de kinetoterapie, ținute de kinetoterapeutul care vine acasă la Denisa. Cât de des trebuie să fii cu acest pat? E un pat de... Este un pat pliabil de recuperare. Masaj, recuperare. O dată cel puțin de 2 ori pe săptămână ajung la Denisa. Lăsăm mașina jos la intrare până unde se poate ajunge. Și ulterior, cu voie bună, cu patul, după mine, mergem la Denisa. Ce se întâmplă când o vezi pe Denisa? Ce simți? Simt o bucurie. Și când primesc un zâmbet din partea ei, chiar dacă poate nu este voluntar, îmi bucură sufletul. Denisa, bună! Ce faci? Mai aici, cu tine. Încercăm să lăsăm piciorușul moale, cel mai moale care poți tu, da? Dar te lași? Hai, stăm înapoi, Denisa, nu tragi în chiulul. Normal că s-o îmbunătățesc față cum era, dânsa stă la marginea patului, se începe a ridica, nu mai are crizele cum le avea, fășea de 20 de ori pe zi înainte. Acum a rămas la o criză, 2 la sfârșitul lunii. Da, pentru că noi o iubim foarte mult. De fiecare dată când este greu, mama privește fotografia pe care a făcut-o Denisei când fetița s-a ridicat prima dată în șezut, fără ajutor. A agățat-o pe peretele camerei ca să-i dea speranță și putere să lupte mai departe pentru copilul ei. Cu ajutor constant, progresele Denisei sunt vizibile. Fetița este mai activă și se pregătește pentru următoarea etapă de recuperare. Ziua când se va ridica din scaunul cu rotile și va simți din nou pământul sub picioare. Următorul pas, următorul obiectiv principal, major, pe lângă celelalte mai micuțe, ridicarea în picioare. Cu sprijin. Cu sprijin, măcar 50 secunde dacă stă singură, dar până acolo este multă muncă, pentru că trebuie pregătită toată musculatura ca să susțină corpul. Să mai joacă cu câte o jucărie singură, are intenții să se agață cu mâinile, să țină de noi. Sperăm și noi că poate într-o bună zi o să meargă și ea. Asta dorință avem, chiar dacă nu vorbește, măcar sperăm să meargă. Nu aveți amintirea când va alerga? Normal! Primul pas al Denisei ar fi cea mai mare bucurie atât pentru mamă, cât și pentru echipa Centrului Comunitar Integrat, care a fost alături din prima clipă și a devenit parte din familie. Ai ce învăța de la ei. Poate e zâmbetul, poate e o bunătate, poate e afecțiune, pentru că ei sunt foarte afectivi față de persoanele. Este într-adevăr un proces de durată să creezi o conexiune cu ei,
Dar după ce ai creat conexiunea și au prins încredere în tine, deja ai altfel de curg ședințele de recuperare. O prietenie pe viață, exact. Adică și când vezi că se zâmbesc când le intri în casă, deja e un câștig foarte mare. Denisa, la fel ca și alți copii cu dizabilități, poate progresa și își poate trăi viața cu demnitate doar cu ajutor pe termen lung și doar cu acces la profesioniști și la servicii medicale adecvate nevoilor ei. Ajutorul tău și al tuturor oamenilor buni care donează în fiecare lună este esențial pentru recuperarea copiilor vulnerabili. Intră acum pe denisa.unicef.ro și alege o donație lunară. Fii eroul unui copil. Îți mulțumim!